Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofte a dispus elaborarea unei noi strategii de securitate națională adaptată noilor realități geopolitice. În cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate s-a stabilit ca guvernul să creeze un grup interdepartamental care urmează să elaboreze acest document. Astfel, prin decizia Consiliului Suprem de Securitate au fost formulate recomandările instituțiilor abilitate ale statului în vederea asigurării unui nivel sporit de reacție la eventuale crize, ajustării cadrului normativ în domeniu și asigurării securității informaționale.